Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Vești bune pentru persoanele cu handicap din Țara Făgărașului. Acestea nu vor mai fi nevoite să bată drumul Brașovului pentru a fi evaluate de Comisia de Expertiză. De curând, la sediul Serviciului de Asistență Socială Făgăraș s-a deschis un centru zonal de evaluare complexă a persoanei adulte cu handicap. Membrii Comisiei de Expertiză din Brașov vor fi în Făgăraș în fiecare joi între orele 9:30 și 13:30. Astfel, toate persoanele cu handicap programate pentru evaluare nu vor mai fi nevoite să bată drumul Brașovului. Practic, în acest fel, înlăturăm birocrația și nu îi mai punem pe oameni pe drumuri. Este un protocol pe care l-am semnat împreună cu Direcția pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și în acest mod ușurăm problemele oricum complicate ale celor care au asemenea dificultăți. Practic, o dată pe săptămână, joia, va veni comisia la Făgăraș pentru evaluarea persoanelor cu handicap și nu se vor mai duce persoanele cu handicap la Brașov, în mod absolut nefiresc. La Serviciul de Asistență Socială din cartierul Tudor Vladimirescu a fost pregătit deja un birou unde vor fi primite persoanele programate. Mai mult, în viitor, autoritățile locale speră să poată să amenajeze acest spațiu corespunzător. Am amenajat un spațiu în cadrul Serviciului de Asistență Socială, în incinta Serviciului de Asistență Socială și am solicitat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului să aloce bani pentru amenajarea unei rampe pentru persoanele cu dizabilități, să reușim să facem corespunzător intrarea acestora, sala de așteptare, precum și biroul unde își desfășura activitatea comisiei de evaluare. De aceste servicii pot beneficia locuitorii din Făgăraș, dar și din comunele Hârseni, Cincu, Șoarș, Mândra, Șercaia, Părău, Beclean, Voila, Viștea, Ucea, Victoria, Drăguș, Sâmbăta de Sus, Lisa, Recea, Șinca Veche și Șinca Nouă.